De ce flux? Pentru că pastori de la Via nu le știu pe toate, eu fiind unul dintre ei. De ce flux? Pentru că nu respingem cultura în care trăim, dar nici nu vrem să ne lăsăm saturați cu ea, ci vrem să o interpretăm și folosim. Cultura are valori ce merită să fie răscumpărate. De ce flux? Pentru că dorim să aruncăm o punte către sfera publică, să deschidem un dialog respectuos și cu cei care, deși au o credință diferită de a noastră, au lucruri valoroase și benefice de oferit. De aceea avem flux și vă spunem bun venit în seara aceasta împreună cu noi. În seara aceasta tema este vocație și transcendență. Am convingerea că fiecare dintre noi am fost creați cu o vocație atribuită de către Dumnezeu. Ne-o cunoaștem? Ne-am găsit-o? O folosim? Ne-am ridicat la nivelul potențialului din dotare? Ei bine, în călătoria de astăzi vom fi conduși de sculptorul Liviu Mocan. Îl cunosc de foarte, foarte mulți ani de zile. Liviu Mocan, omul, un creștin devotat, un familist convins, un povestitor fascinant. Liviu Mocan, prietenul, primitor, loial, încurajator de încredere, debordant. Liviu Mocan, sculptorul. Motoul lui este următorul. Mă străduiesc să lustruiesc oglinzi pentru cer. Sau în cuvintele lui, dacă l-ați întreba de ce și-a dat drumul, de ce vocația aceasta, ce îl împinge înainte, ascultați propriile lui cuvinte. Ascultați mărturia personală de sculptor, de artist. Citez. Când mâinile mele ating marmura sau granitul sau lemnul, când mâinile mele se adâncesc în lutul moale, ating mâinile lui Dumnezeu. Mâinile lui sunt acolo așteptându-mă, le simt, încerc să văd, să ascult. Astfel, resculptez sculpturile lui. Mă leg pe mine zi după zi de Univers. Și astfel, resculptându-i sculpturile, înțeleg zi după zi cât de neadecvat sunt. Sunt un sculptor, sunt o sculptură. Mi se spune după numele care mi s-a dat. Liviu Mocan. Am încheiat citatul. I-am numărat 65 de serii de lucrări răspândite în toată lumea, pe patru din cinci continente locuite. Lucrările lui Liviu sunt pe acolo. Dacă vreți să vedeți câteva mai aproape de noi, vedeți stâlpi împușcați din piața muzeului, din piața Unirii, din Cluj-Napoca. Și nu știu dacă bănuiesc că nu este un secret în curând, veți vedea în curtea Muzeului de Artă, Scara Lumii, o altă lucrare a sculptorului Liviu Mocan. În același timp cu evenimentul din această seară, o expoziție paralelă la Biserica Neagră din Brașov, Inima Învierii. Este un sculptor prolific care are un mesaj de transmis. Ei bine, dacă până acum am avut parte de un dialog vizual cu sculpturile expuse, înainte de a-l invita pe sculptor, vă invităm și la un dialog auditiv cu sculpturile sale. David Mocan, fiul, tot artist, absolvent de conservator, va cânta la niște sculpturi va fi o mică porțiune dintr-un concert mai mare ce a avut loc acum câteva mai multe luni de zile în urmă. Va dialoga puțin cu două dintre sculpturi, pentru că sculpturile nu doar vorbesc privirilor noastre, ele pot vorbi și urechilor noastre. Așa că, David, te invit să... Dialogez cu sculpturile din fața noastră, dar vă spun un secret. Scara cântă doar celui ce urcă pe ea. Liviu, te invităm. Vocație și transcendență. Mulțumesc. Chiar vă luați riscul. Bună seara. Mă bucur foarte mult să petrecem o seară împreună. Pregătindu-mă pentru acest eveniment, am scris și am informat uh, și eu prieteni diversi și o galeristă de artă din Germania m-a întrebat cât timp va dura expoziția. Și eu i-am spus că va dura o seară. Și a zis, cum o seară? E foarte puțin. La care eu i-am răspuns, o seară din viața unui om e foarte mult. Faceți, vă rog, un mic calcul. Dacă zicem media de viața unui om e undeva la 75 de ani, poate trăi mai mult sau mai puțin, da? Dacă ne fixăm la 75 de ani și mulțim cu 365 de seri, ne dă o cifră foarte mică, aproximativ 27 de mii de seri. Și dumneavoastră ați hotărât ca una din seriile acestea atât de valoroase și atât de puține din viața dumneavoastră să o petreceți aici. De aceea vă mulțumesc foarte mult. Mai mult mulțumesc organizatorilor Flux pentru că ei au Cheltui din cele 27.000 de zile și seri, câteva la rând și cu efort mare. Așa că vă mulțumesc foarte mult, m-ați impresionat extrem de mult și de asemenea mulțumesc cântăreților care, care au fost aici și conducerii bisericii. Mă simt foarte onorat ca să vă dați două ore din viața dumneavoastră pentru timpul acesta, dar sper din suflet că vom pleca acasă îmbogățiți cu toții. Sper foarte tare acest lucru. Mă apropiu de vârsta de 67 de ani. Deci petrec cu dumneavoastră în seara aceasta aproximativ seara cu numărul 20 și de mii. Dar pentru mine e foarte importantă, pentru că concentrează esența condiției mele, rostul meu în lumea aceasta. Seara aceasta este o confesiune, așa cum spunea Rei, este o confesiune de artist. La vârsta mea, e cazul să trag niște concluzii, să încerc să definesc un răspuns la întrebarea de ce fac ceea ce fac. Care este sensul muncii mele? Și nădejdea mea este că la sfârșitul serii. Mărturisirea aceasta mea, confesiunea aceasta, vă va inspira și pe dumneavoastră cu ceva în raportarea pe care o aveți la ceea ce munciți. Pentru că din cele 27.000 de zile, o treime munciți. Enorm de mult. Și atunci, înțelegerea sensului acestei activități de viață este una foarte importantă. De aceea, am făcut această expoziție care conține trei tipuri de lucrări. Una este categoria de lucrări generale. Toate sunt bronzuri, cu excepția unui aluminiu. Iar a doua categorie sunt cele din partea uh, dreaptă, de aici, pe socluri de marmură, care uh, se cheamă beța la el sau uh, rugăciunea unui sculptor. A doua categorie. Și a treia este acest obiect, care este ultimul obiect pe care l-am creat și care a stârnit o, o pleiadă întreagă de glume între organizatori și noi, că tot. Se gândeau ei cum să-i spună, și mereu se spunea ultima lucrare a lui Liviu Mocan. Poate că va fi ultima, dar cert este că e cea mai recentă și ea exprimă, ilustrează înțelegerea pe care o am acum, la vârsta și, și la munca pe care am depus-o, o viață întreagă, nu am făcut nimic altceva ca și profesie decât sculptură, din tinerețe și până acum, și credeți-mă că nici nu intenționez să schimb. De aceea, aș vrea să trecem cu vederea peste cele trei categorii de lucrări, pentru că seara aceasta este o confesiune dar în același timp este o baie de imagini. Unii transmit idei prin cuvinte, alții prin sunete. Noi, artiștii plastici, transmitem idei și bucurie prin imagini. De aceea, aș dori să trecem puțin prin lucrările din expoziție doar. Din prima categorie acum, aceasta este macheta de calog și lucrarea se găsește la Sun Garden. Acești, aceasta este macheta pentru stâlpi împușcați și lucrarea este în Piața Unirii. Aici avem altar pentru semințe căzute între spini pentru că este un altar aici pe ea, există o lumânare, dar nu știu de ce s-a stins sau nu arde. Dialog în grădină, primiți vă rog cum un zid desparte cele două entități, dar un mieluț e acolo într-un alt plan, nevăzut. Dialog pe pod, cele două oglinzi, pământul între viață și moarte, teasc. Scara lui Iacov, cuvântul s-a făcut trup, sacrificiu, mugur de aripi, ancor aruncată în cer, dacă vă veți apropia de lucrare, veți vedea că sfera aceasta pe care stă ancora e sfărâmată toată. Și acum am ajuns la cea de-a doua categorie de lucrări din expoziție, care se cheamă Beța la el. Cu siguranță, unii dintre dumneavoastră știți despre cine este vorba. Pentru mine este o sursă de inspirație uriașă, uriașă, acest personaj biblic, beța la el, pentru că el este un artist. Mi-ar place să spun că a fost numai sculptor, dar a fost un artist mult mai complex. Era și textilist, și ceramist făcea orfervărie. Și ascultați, vă rog, textul din Sfânta Carte. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să știi că l-am ales pe beța la el, fiul lui Uri, fiul lui Hur din seminția lui Iuda, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească, adică să-și imagineze tot felul de lucrări meșteșugite. Să lucreze în aur, în argint, în aramă, să sape în pietre, să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Aici, să lucreze în argint și în aramă e termenul arhaic, dar această aramă știți că este bronzul. Deci, Lucrările pe care le aveți aici le făcea și Beța la el, dar mult mai bine decât mine. Important este că, în mod special, și aici aș vrea să, să, să prindeți o primă idee, pentru că ea merge pe întregul fir al, al mărturisirii din seara asta, Dumnezeu l-a înzestrat pe omul ăsta. Pe el l-a înzestrat cu aceste lucruri, cu aceste daruri. L-a ales și a zis, uite, peste omul ăsta pun daruri artistice. Și cele două categorii fundamentale pentru un artist sunt numite aici, ele spune Dumnezeu lui Moise, i-am dat daruri de imaginație și daruri de meșteșugar. Dacă ai numai imaginație, dar nu poți să prinzi în materie, nu poți să aduci din lumea ideilor în materie, deci dacă nu ai meșteșug, ești un visător și pleci din lumea asta și nu ai produs nimic, nu ai exprimat nimic, a rămas totul în mintea ta. Pe partea cealaltă, dacă ești un meșteșugar, ești foarte bun și foarte important să faci lacăte, uși, orice, ești foarte important. Dar asta nu este artă, Poate fi la nivelul cel mai înalt al meșteșugului, poate fi uh, arta decorativă care încântă ochiul, e e un lucru frumos, dar care nu are o idee. Nu transmite o idee, adică ceva din, dintr-o altă lume, din lumea imaginației. A doua idee a textului este următoarea. Îi spune Dumnezeu lui Moise: "Iată că i-am dat acestui beța la el ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Și am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt discuțiți ca să facă tot ce ți-am poruncit, și anume, cortul întâlnirii, chivotul mărturiei și capacul ispășirii. Acum aș vrea să vă invit să vedem uh, câteva meditații pe care le-am făcut asupra condiției de artist care îl iubește pe Dumnezeu și iubește arta, pentru că aceste preocupări le am de zeci de ani, de aceea am dezvoltat acest ciclu și fiecare imagine este de fapt un element din condiția de artist. Care crede în Dumnezeu. Este o, o idee. Știți, vă mărturisesc faptul că pentru mine, profesia, atelierul, este templul meu. Masa de lucru, ilăul, este altarul meu. Iar sculpturile sunt rugăciunile mele. Sculpturile sunt expresia unui dialog extraordinar pe care l-am cu tăticul meu. Dar despre asta am să detaliez imediat. Deci, să le luăm pe rând. Un artist care are puțină minte în cap, înțelege că ceea ce știe el să facă e un dar. Că a primit. Darul art artistic. Și atunci, în mod firesc, se pune pe treabă. Iată-l pe acest la el, al meu, având acolo vreo cinci mâini cu daltă. Dar, uneori, ești prins în pânza de paianjen și te înțeapă, te otrăvește și te paralizează cel rău și te blochezi. Trebuie să înțelegi, să ții un echilibru al tuturor lucrurilor în viață. Pentru că, în special, artiștii care sunt preponderent afectivi, se dezaxează și ajung să exagereze într-un anumit domeniu, într-o anumită zonă, pentru că îi atrage inima foarte tare și atunci, ca să poți crea artă, trebuie să fii echilibrat și să să îți duci toate domeniile vieții înainte, nu numai arta. Pentru că dacă te concentrezi numai pe artă și nu te concentrezi deloc pe celelalte lucruri, nu vei mai putea face nici artă. Beța la el și simetria, ce e sus e și jos, ce e jos e și sus. Beța la el sărăcia și jocul. Aici e mărturisirea care v-am făgăduit-o mai înainte. M-am născut la țară, în satul Cara, din județul Cojocna. Părinții mei erau agricultori și bunicul meu se juca foarte mult cu mine. Nu știu cum și de unde, dar știa să cioplească lemn. Poate numele de mocan, poate din genealogie i-o fi venit ceva de la făcătorii de ciubere, sau poate prin faptul că a fost cioban o vreme din viața lui, stând el acolo ca toți ciobanii, mai or își ornamenta băta și cioplea în lemn. Fapt este că îmi făcea jucării. Aveam mai puțin de șase ani, pentru că la șase ani și ceva părinții s-au mutat la Cluj. Și eram foarte mic și nu pot să uit un moment dintre bunicul meu și mine. La un moment dat mi-a făcut un, un uh, car cu roți care se învârteau, cu ruda carului care mișca osia. Era fabulos, era totul din lemn, din briceac. Și sigur că eu eram acolo un țânt, dar îmi dădea și mie să curăț un lemn, să fac ceva. Odată, în timp ce lucra la această jucărie fenomenală, vă dați seama că în anii 60 și la țară nu ei, copiii nu aveau jucării, Așa că un bunic care îți face jucărie este un zeu. Fapt este că în timp ce lucra la jucăria aceea fenomenală, s-a tăiat cu briceagul la deget și a curs sânge pe jucărie. În momentul acela, am fost atât de impresionat ca și copil să văd Jucăria stropită cu sânge, încât parcă întregul univers s-a închis peste noi. Nu eram acolo ca, ca sub o boltă de sticlă decât bunicul meu. Jucăria stropită cu sânge și eu. Și bunicul meu a plecat și a împlinit cele 27.000 de, de serii, dar nu e nicio problemă. Pentru că de atunci tatăl meu se joacă cu mine. Facem împreună jucării. El le face, 90% din tot ce vedeți aici e făcut de Tatăl meu Ceresc. Eu fac așa foarte puțin, stau pe lângă el, dar la sfârșit îmi spune, știi ce? Când e gata lucrarea, semnează tu. E jucăria ta, toată lumea va ști că tu ai făcut-o. Dar dacă vă veți Deschide cel de-al treilea ochi când vă veți uita la lucrări. Veți vedea pe ele sânge. Veți și mișcarea de rotație, pentru că revii și revii pe o temă, cum am făcut și eu aici. Veți alege și una din cele zece porunci, când aluneci pe topogam, topogamul păcatului, îți apare o poruncă în formă de oglindă, care are menirea să te oprească din cădere. Veți și vitraliu, pentru că un artist are de-a face doar cu lumină. Și iată-l pe la el cu ucenicul lui, Bețalael e de bronz, iar ucenicul este din lut. Și se termină și la el din Sfânta Scriptură murit și bronzul acela Forța cea extraordinară pe care a avut-o sculptorul se topește și redevine pământ. Dar viața lui nu se termină la moarte. Asta este convingerea mea. Este o seară de, de confesiuni. Convingerea mea este că ne înălțăm după ce murim, plecăm, nu ne oprim. Asta a fost categoria sau seria Beța la el și am vrut să vă pun proiecția pentru că sunt lucrări pe care nu le găsiți aici, pentru că au plecat. Una este în Hong Kong, de exemplu, una în America. Dar am vrut să aveți parte de întreaga gamă de eseuri vizuale pe tema asta. De ce? Pentru că această a doua categorie de lucrări introduce a treia lucrare, cea pe care o vom dezveli în seara aceasta și dumneavoastră veți fi primii care o veți vedea. Și pentru asta aș dori, pentru dezvelire, să invit un cuplu să vină să îl descopere, un cuplu care să ne aducă aminte de Adam și Eva, mai ales priviți-o pe, pe ea, da. cum îl cheamă? Toma. 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 Da. Deci iată, iată Adam și Eva. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți dacă dacă știți care a fost profesia lui Adam și a lui Eva? Cred că, conform Genezei, inițial a fost grădinar, pentru că... A fost? Grădinar. Pentru că știu că Dumnezeu l-a pus în grădina Eden să îngrijească și să lucreze pământul. Cred, am parafrazat. Și după căderea, în păcat, aș zice că a fost poate agricultor, că spin și pălămidă i-a dat pământul și a devenit un pic mai, mai grea munca. Mulțumesc! Dar asta strict de Adam, nu știu dacă de Eva, o, o las pe soție. <laughs> deci nu știi ce făcea Eva între timp ce el lucra. <laughs> eu, eu aș fi zis că avea o, o, nu știu, o profesie din asta mai uh, contemporană, că Dumnezeu le-a permis să dea nume animalelor și atunci, nu știu, dacă există profesia asta, dar cumva boteza, botezătorii animalelor, pentru că ei denumeau fiecare specie care există în... Foarte interesant. Da. Oare cum au ajuns ei la profesia asta inițială, de exemplu? Dacă Dumnezeu a creat întregul pământ, apoi special pentru acest cuplu a creat o grădină și le-a zis muncit și păzit această grădină, da? Deci cum ar fi ajuns ei la profesia asta? Păi, cred că exact cum ați zis, nu, nu au ales-o. Mai degrabă au primit-o. Au primit profesia. Da. Tu ce profesie ai? Eu sunt inginer uh, în industria IT. Și tu? Eu lucrez în marketing și publicitate. Aveți, vă rog, vreun sentiment că Dumnezeu v-a dat aceste profesii? Categoric. <laughs> uh, da, cre cred că... Uh, și, și profesia, dar cred că și hobbyurile cum cumva se îmbină ca să, nu știu, să ajungă la oameni și... Deci seara noastră se cheamă profesie sau vocație și transcendență. Și sensul întrebării mele este acesta. Simțiți transcendența în profesie? Uh, câteodată, aș zice. E destul de greu în industria asta... E destul de greu să simțim zilnic, să ne trezim dimineața și să, atunci când ne apucăm de muncă să simțim efectiv, dar uitându-ne așa în spate și la tot procesul prin care am ajuns să profesăm, da, din punctul meu de vedere, da. Eu nu neapărat aș fi asociat profesia cu vocația, dar o să mă mai gândesc după seara asta. Ce diferență vezi între cele două? Cred că profesia e ceva mai practic, pe care ți-l alegi. Poți să treci în viață prin mai multe profesii și nu neapărat toate sunt vocații, dar poate greșesc, încă o dată zic. Deci, vezi, în termenul în sine de vocație simți elementul transcendental, exact. în diferență față de termenul muncă A... sau profesie. Da, cred că în, în profesie e și partea în care trebuie să-ți asiguri traiul, aș zice. Adică nu aș vede dacă eu aș, m-aș angaja la profi în perioada studențească, nu neapărat aș vedea -o ca pe o vocație. Ai spus ceva care aș vrea să reținem, pentru că e foarte tare pe subiect. Ai spus să lucrez ca să îți câștigi o pâine. Da? da? Mulțumesc pentru asta, vom, vom reveni. Acum v-aș ruga frumos să dezveliți lucrarea. Mulțumesc foarte mult! Se cheamă Chivotul meu. Lucrarea aceasta, probabil ultima mea lucrare. <laughs> Am făcut o foarte recent, a venit de la turnătorie acum câteva zile, și ea este o continuare de gândire, de meditație asupra textelor biblice cu privire la beța la. El. Dacă până acum v-am prezentat seria beța la el cu ideea persoanei artistului, cine a fost. Ce făcea, cum era, prin lucrarea aceasta ajung să înțeleg sau meditez asupra creațiilor lui Bețalael. Nu asupra lui ca persoană, ci asupra creațiilor lui. Pentru că lucrarea aceasta. Votul meu este inspirată de una dintre lucrările lui Bețalael. Și pentru asta vă invit să vedem uh, povestea, uh, să vedem dacă vine al, al doilea ciclu de uh, imagini. Da, asta am văzut-o. <găt -i> Eu dau. Bun, aceasta este lucrarea. O, o, am vrut să o, o proiectăm și pentru o, a o vedea mai bine, pentru că este de dimensiuni mici. Știți ce dimensiune are? Este la scara 1 la 5 din chivotul pe care l-a creat Beța la el în cortul întâlnirii. Dar să vedem povestea. După aceea, e un alt text, Bețalel a făcut chivotul din lemn de salcâm, lung de doi cot și jumătate, larg de un cot și jumătate și înalt de un cot și jumătate. L-a îmbrăcat cu aur curat, pe dinăuntru și pe din afară, a făcut apoi capacul chivotului de aur curat. A făcut de asemenea doi heruvim de aur lucrați din ciocan și a așezat unul la un capăt, și pe celălalt, la celălalt capăt al capacului. Deci asta este o creație a lui Bețalael și întrebarea este în ce context a creat el această lucrare. Contextul este acesta. Poporul evreu a fost eliberat de către Dumnezeu din robie, în Egipt și a dus prin deșert, într-o țară minunată, unde curge lapte și miere, 40 de ani, un milion jumate de oameni, creează pentru noi astăzi o ilustrație de o forță înfiorătoare. A parcursului nostru spiritual, din robiile lumea acesteia, prin deșertul lumii acesteia, spre țara de după moarte. Dacă erau un milion jumate de evrei, să zicem că erau trei într-un cort, înseamnă că. Erau vreo 500 de mii de corturi sau 300 de mii, cât să fie. Atunci Dumnezeu i-a spus lui Moise așa, Moise, fă -mi și mie un cort. Vreau să călătoresc împreună cu ei. Vreau să vadă că sunt în mijlocul lor. Sunt printre ei. Astfel Bețala el a primit pr proiectul prin Moise de la Dumnezeu și a făcut un cort al întâlnirii oamenilor cu Dumnezeu. Acum, am să vă spun ceva foarte interesant, chiar că interesant. Și asta a fost interesantă, dar așteptăm. Probabil că beța la el îl sună pe Moise acum. <laughs> da? uh. Ce s-a uh, construit acolo a fost o expoziție de artă. Dumnezeu i-a spus lui Moise, acolo mă voi întâlni cu tine. Unde? Într-o expoziție. Pentru că acest cort al lui Dumnezeu era o expoziție. O expoziție cu trei cu trei spații. Un spațiu exterior și două spații interioare. În spațiu exterior erau două obiecte, în primul spațiu numit Sfânta erau trei obiecte de artă simbolice și într-o încăpere mică numită Sfânta Sfintelor un singur obiect de artă, extrem de modernă gândirea. Gândiți-vă, noi ca să vă impresionăm un pic, am adus aici vreo 27 de lucrări. Acolo când intra era un singur obiect, dar era copleșitor și vom vedea, vom vedea. Ei, în curte, pentru că acest cort s-a reluat în Ierusalim templul din Ierusalim, în curte erau două obiecte, un altar pentru arge, arderea necurmată. F făceai un păcat, luai un mieluț, îl duceai la preot și preotul își punea mâna pe capul tău și pe capul mieluțului și transfera păcatul tău pe capul mieluțului și mieluțul era jertfit în locul tău ca să poți intra în curțile Domnului. Și apoi era uh, un vas, Marea de Aramă, un obiect de artă extraordinar, cu 12 boi de bronz uh, pe fiecare punct cardinal. Apa, botezul, spălarea. Ei, în interior, uh, cele două încăperi. Aici, a prima încăpere avea trei obiecte de artă. Primul era un candelabru de dimensiuni mari, totul era de aur, ați, văzut, ați auzit textele. Și acest candelabru lumina zi și noapte. Chiar și atunci când nu era cineva acolo, el lumina. Toate sunt simboluri de o profunzime extraordinară. Aici vorbim despre Isus Hristos, lumina lumii, care luminează în continuu. Aici aveam al doilea obiect, o masă cu pâini, 12 pâini, cele 12 triburi ale lui Israel, cei 12 ucenici, 12 luni ale anului și așa mai departe. Aici un altar cu tămâie. Dar acolo era o tămâie unică. Era creat după, după o rețetă unică și niciun vânzător sau creator de parfumuri nu avea voie să creeze după rețeta aceea. De ce? Pentru că veneai acasă la Dumnezeu și simțeai cum miroase Dumnezeu. Era un miros unic. Așteptai să mai mergi odată, să, să mai miroși uh, mirosul acela. Și ultimul obiect este cel despre care vorbim, este chivotul legământului. În exterior, ce vedem este o ladă, după cum vă spuneam, cam un metru douăzeci pe -n... 90 sau 80 și ceva, pe 80 și ceva, pătrat în secțiune aici, totul din aur și pe capac doi îngeri care privesc aici, pe centru, pe centru unui capac, unui capac gros de aur. Ce avem înăuntru? Și asta ne aduce foarte aproape de subiectul mărturisirii mele din seara aceasta. Înăuntru, în acea ladă, vă imaginați o ladă cu capac, închisă, cât de întunecată putea fi. Ce era în lada aia. Ce întuneric în lumea asta în care trăim, ce întuneric moral ce războaie ce crime ce nenorociri asta e în ladă e în lumea noastră în, în lumea limitată și întunecată dar în acest întuneric Dumnezeu i-a dat lui Moise tablele legii conduita morală Revelația divină, lumina. Și în, în lada aceea, pe care eu am încercat să o reproduc aici, și sub formă de închisoare, de gratii, în închisoarea aceea a lumii, în, în limitele în care trăim, Dumnezeu ne dă revelația ne dă Sfânta Carte, ne dă cele zece porunci și ele sunt în ladă. Al doilea obiect din ladă era chivotul cu mană. Și știți că în călătoria aceea uluitoare, prin deșert, prin nisip, în fiecare dimineață, poporul găsea coreandru, boabe, grâu, niște bobițe pe care atâta trebuia să facă, să le culeagă și să-și facă făina și să-și facă pâinea. Și asta le-o dădea Dumnezeu cu regularitate în fiecare dimineață. De aceea Dumnezeu în persoana Domnului Isus Hristos ne învață să ne rugăm la rândul nostru pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, nu pe o lună, pe un an, Astăzi. Pentru că el, în cutia aceasta a lumii întunecată, el ne dă hrana, cea de toate zilele, ne dă hrana pentru trup, el ne dă hrana și pentru suflet. Dar aici mai era un obiect foarte, foarte interesant și anume acest toiag. Iar cel de-al treilea și ultimul obiect care era în lada întunecată. Povestea acestui toiag e foarte interesantă la rândul ei, extrem de interesantă, și anume, așa cum Dumnezeu a dat daruri acestui beța la el și l-a făcut artist, Dumnezeu a dat darul lui Moise și l-a făcut liderul națiunii. A dat darul lui Aron și l-a făcut mare preot. Dar alți lideri, mai jos ierarhic, s-au revoltat. Doreau ei să fie în locul lui, marelui preot, al lui Aron. Și au venit Core, Datan și Abiram, împreună cu 250 de oameni și s-au revoltat și au zis ce, noi nu putem să conducem numai voi? Ei nu înțelegeau faptul că Dumnezeu pe ei i-a înzestrat pentru alte funcții. Erau oameni foarte importanți și ăștia aveau cădelnițe fiecare, 250 de cădelnițe. Erau oameni foarte influenți și importanți, dar vroiau să fie, cum vrem în general noi oamenii, Vreau să fie ceea ce nu puteau să fie. Adică mai mult decât erau capabili. În loc să ne bucurăm noi, oamenii, de ceea ce putem fi, de, ceea, de lucrurile pe care le avem, pe care le-am primit, pentru ce suntem înzestrat și să ne bucurăm să funcționăm acolo, în pătrățelul nostru, vrem altceva pe care nu putem duce, de fapt. Și atunci. Dumnezeu a zis, uite, fiecare să vină cu toiagul lui, din liderii, liderii acestor triburi, scrieți-vă numele pe toiag, cum făcea și bunicul meu pe toiagul de, de păstor, scrieți-vă numele și aduceți-le în fața chivotului. Moise a făcut treaba asta, a adus acolo aceste bețe uscate și a doua zi dimineața au fugit să vadă ce semne a dat Dumnezeu, pe care dintre ei i-a ales. Dumnezeu, care vroia să îi învețe pe ei și să ne învețe pe noi o lecție foarte importantă, aceasta cu, cu faptul că ne înzestrează pentru o anumită rodire în lumea aceasta, a făcut ca toiagul lui Aron, dintre toate celelalte care au rămas la fel de moarte și de uscate, ca orice profesie fără Dumnezeu, toiagul lui Aron în noaptea aceea a înverzit, a înfrunzit, a înflorit și a dat roade. Migdale! Noi suntem pomi roditori. Prin profesie rodim. Dăm hrană, dăm bucurie altora care mănâncă, se hrănesc din ceea ce produce în fiecare. Vi-l amintiți pe Beniuc care zice, sunt măr de lângă. Drum și fără gard la mine, în ramuri, spune stare. Drumețule, să iei fără sfială. Că n-ai să dai la nimeni socoteală. Mulțumim. Noi suntem pomruditori și Dumnezeu a, a, a ilustrat treaba asta. Măi, pe, pe acesta l-am ales ca să fie mare preot. Pe asta, Pe asta îl fac roditor în această categorie, în această slujbă. Și acum ne apropiem de esență și de încheiere. După cum vă spuneam, și după cum ați putut observa, lumea de jos cu cele trei obiecte înăuntru și lumea de sus, reprezentată cu îngeri care sunt în lumină și în libertate și care zboară, între cele două lumi este un capac, un capac. Este un zid care ne desparte pe noi, oamenii, de Dumnezeu și de lumea lui Dumnezeu. Păcatul. Păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îi oprește lui accesul, că nu poate intra în lada asta întunecată, și ne oprește nou accesul. Este un capac, s-a pus capac pe condiția umană, datorită păcatului. Omul, noi, punem capac condiției noastre. Și atunci Dumnezeu a zis, am soluție. Iar soluția asta, a avut-o înainte de creierea lumii. Una dintre marile întrebări ostile care se pune creștinismului este tocmai asta. De ce a mai creat Dumnezeu lumea știind că va urma războiul din Cecenia? Și vor fi uciși oameni acolo. De ce a mai creat? Mai bine nu crea. A creat pentru că Isus Hristos a fost răstignit înainte de creerea lumii soluția o avea deja. Astfel că Beța la el a reușit să ilustreze în felul următor pe capacul acesta care desparte cele două lumi se punea sângele jertfei. Intra Marele Preot și punea sânge. A venit Marele Preot și a pus sânge. În momentul în care a pus sânge, a perforat capacul acela. Și din momentul acela, noi din întuneric avem acces la Dumnezeu, la lumea îngerilor și Dumnezeu Vine la noi. Ați observat și e foarte interesant să, să observăm și să ne amintim de cele două reprezentări de-a stânga și de-a dreapta mielului, cum, cum replică uh, acești îngeri de pe obiectul acela de artă profetic, uh, făcut uh, cu 1500 de ani înainte de venirea Domnului în lume. Dar, de asemenea, o a doua observație foarte interesantă asupra căreia vă atrag atenția este că în momentul în care l-au depus în mormânt, pe lespe de aceea, ne spune textul că în momentul în care au intrat ucenicii, au văzut giulgiul plin de sânge. Gândiți-vă cât de puternic a creat Dumnezeu această imagine vizuală a sângelui, mielului Dumnezeu. L-a, la, la însângerat peste tot, pe corp, pe frunte, în coastă, în mâini, în picioare. Când l-au biciuit cu biciul roman, i-au smuls bucăți de carne. erau Era, era sânge peste tot. Ca să vedem, că sângele ăla, adică simbolul vieții, viața din trupul lui, ne este dăruită. Ei, sângele acela a rămas impregnat pe giulgiu cu care l-au înfășurat și l-au băcat în mormânt. În momentul învierii, datorită uleiurilor acelor a multe cu care l-au îmbălsămat când l-au pus în mormânt, și datorită puterii infinite a lui Dumnezeu care a intrat în corpul la mort și l-a înviat din mort, foarte posibil ca acel giulgiu a rămas un cocon. O formă goală, o pânză goală, dar cu formă de corp de om, din care Isus a ieșit. De aceea ni se spune că ucenicii au intrat în mormânt au văzut și au crezut. Păi au văzut o scenă fabuloasă. Plus, ca să nu mai vorbim cât de ordonat era Mântuitorul, că după ce a înviat și a ieșit prin pânza aceea, a luat prosopul care se punea pe față, l-a făcut sul și l-a pus cu grijă într-un loc acolo. În cele mai multe picturi, poate în toate, că m-am uitat enorm de mult, în care vedem Giulgiul acesta, vedem o cârpă dezordonată, așa, artistic, așa cumva. Dar Isus nu s-a dezbrăcat de pânza aceea, s-o rupă. și. El avea o natură nouă, a ieșit. De aceea, pânza aceasta era pata de sânge de pe chivot. Eu am încercat să exprim lucrul acesta cu perforarea capacului și cu sângele care perforează uh, capacul în acest fel. Ei, ultimele lucruri, când mielul lui Dumnezeu a murit pe cruce, știți că s-a rupt, rupt, Dumnezeu a rupt perdeaua dintre cele două încăperi expoziționale, dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor, altfel încât în Sfânta Sfintelor avem acces cu toții. Același lucru l-a făcut la învierea lui Isus. Ni se spune că un înger a trântit piatra aceea, Iisus plecase prin materie, nu era o problemă, nu trebuia să dea piatra la o parte ca să învieze. A ieșit și a plecat, dar ca oamenii, ca noi să putem vedea, a dat piatra la o parte și au intrat foste prostituate, pescari, oricine, în mormântul, în cutia neagră a morții, în care a venit de sus puterea lui Dumnezeu. Și dacă în cutia asta, pe vremuri, era bastonul acesta al lui Aron, în chivotul meu, despre care v-am vorbit în seara aceasta, este o pâinică, o Biblie, și o daltă înflorită. Și eu am acces în Sfânta Sfântelor, la chivotul lui Dumnezeu. Și eu am acces în mormânt. Și am acces prin ceea ce îmi dă Dumnezeu, dar și prin ceea ce încerc eu să dau, pentru că e vorba despre un legământ între Dumnezeu și om. În încheiere, profesia nu ne este dată ca să ne câștigăm o pâine. E prea puțin. Noi suntem prinți și prințese ale acestui univers, a unui Dumnezeu care este creatorul unui univers infinit. E mult prea puțin să muncim ca robi. Și din această robie Dumnezeu ne scoate. Noi suntem ambasadori și fiecare, prin profesia lui, poate fi un pom roditor din care să se hrănească cei din jur. Organizatorii vă oferă un cadou, fiecare aveți în fața dumneavoastră sau în mâinile dumneavoastră, un chivoțel. Perforarea capacului e făcută deja, pentru că Isus Hristos a murit, în mielul lui Dumnezeu, iar înăuntru un chivot, aveți datorită lui Anca reprezentare foarte frumoasă a pâinii, cele, cea de toate zilele, a Bibliei, care ne dă învățătură, și aveți apoi o tăbliță. Dacă doriți, luăm un moment de liniște, scrieți pe această tabliță profesia pe care v-a dat o Dumnezeu. Vă mulțumesc. În vremurile de de mult, oamenii nu știau nici să scrie, nici să citească, dar știau să privească. Și cumva întrezăreau nevăzutul. Astăzi oamenii știu și să scrie, și să citească, dar nu mai reușesc să vadă dincolo de ei înșiși. Mulțumim frumos, Liviu, pentru confesiunea din această seară. Mulțumim frumos pentru limbajul vizual de care ne putem bucura. Mulțumim frumos de mesajul din spatele fiecarei lucrări. Mulțumim de chivotul de care ne-ai adus aminte. Dacă este o diferență între profesie și vocație, rămâne să stabiliți singuri. Din experiența de viață a fiecăruia, cred că puteți să trageți o concluzie fiecare. Și s-ar putea să avem păreri diferite. Vocație și transcendență. Aș vrea să luăm momentele care urmează pentru câteva întrebări puse artistului. S-ar putea să aveți anumite curiozități, s-ar putea să vreți să-i puneți niște întrebări directe. Până acum eram obișnuiți să punem întrebările anonim pe Slino. Pentru că a fost o seară de dialog, o seară de confesiuni. Am, văz, am avut un dialog vizual, am avut un dialog auditiv, am avut o prezentare, o confesiune a artistului Liviu Mocan. Uh, am vrea întrebările să fie publice, directe. Așa că avem un microfon și ridicați o mână. Puneți o întrebare, o să-l invit pe Liviu din nou să urce aici sus, pe scenă, pentru că sper că vor fi câteva întrebări. Unde este microfonul? Îl văd undeva oare? Acolo în spate, te rog. Da, uzrei mă cunoști așa de bine, încât ai putea răspunde tu. Dar nu suntem de aceeași părere în toate <laughs> Și asta e seara Ce ta, minu. nu a mea Bogdan, tu ești cu... Ah, ok, microfon, ok, oh. mulțumim Mă temeam, îmi va pune o întrebare prea dificilă Nu, nu va fi <laughs> <laughs> În una dintre ipostazele prezentate de Be Beța la el Mai tare L-am văzut prins în pânza de păianjen Poate au oboselii, poate au unui nonsens vocațional eu de vreo câțiva ani sunt prins în această pânză. Bănuiesc că și tu ai fost. Îmi poți, sau ne poți spune cum ai scăpat de ea? Prefer să spun că n-am fost. <laughs> <laughs> Știu, Dorin, mi-ai împărtășit și tu. De fapt, ai împărtășit pe scenă, cum am făcut eu în seara asta, despre dificultatea prin care treci, și știu și despre tine, și despre alții. Și nu, 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 nu cred că am rețetă. Nu, nu știu. Sunt un biet artist, nu psiholog, nu psihiatru. Te rog! <laughs> Domnilor și doamnelor, vă prezint cea de-a doua jumătate a mea, partea cea bună. <plos> Dar, uh, Rodica, haide, te rog, pe scenă, că precis Liviu avea nevoie de ajutor, da. te rog. Nu, serios, vă, vă Rodica, a cazul. refuzat Reis să răspunde. Te rog, vino în da. locul da, meu cazul. Tu chiar că-l cunoști mai bine Păi asta am vrut să spun, dar cum ai uitat, dragule? <laughs> <laughs> dar tu nu ții că spun eu cum de a fost, de fost. De -a. Spun când, Exact când ai făcut sculptura asta și exact cum era cu pânza de paianjen uh, Întregul ciclu beța la el uh, Liviu l-a creat în perioada de început a carierei. Nu chiar foarte de început, prin 97 ele au fost expuse pentru prima dată în Statele Unite, unde am uh, petrecut un an la un moment dat și uh, beța la el cu tot ceea ce apare, el, el nu l-a explicat ca formă, dar la vremea respectivă eu nu prea înțelegeam mare lucru eu sunt inginer, știți? Am ochi inteligenți, dar nu mă pot exprima. <laughs> <laughs> uh, și nu înțelegeam ce cu uh, uh, acest centaur, mai ales în, în spațiul nostru. Nu e un simbol cel mai uh, apetisant. Și uh, el mi-a explicat, iar apoi unele lucruri eu l am observat. El a explicat această luptă între, între instinctul animalic. Deci, ești undeva pe jumătate om, pe jumătate. Animal și în tine se luptă cele două. Ei, eu am observat că în ciclul bețalaiel, bețalaielii lui nu au mâini. Și nu au nici cap. Deci, partea, partea umană este foarte foarte ciuntită și i-am adus aminte când, lucra, când când vorbea acum despre chivot uh, uh, și despre lucrare, care l-a pasionat extraordinar în ultimele luni, a fost complet obsedat, 12-14 ore pe zi a, a lucrat acolo, dar e o diferență atât de mare între conceptul pe care l-a prezentat aici și cum s-a zbătut în 97 după anul petrecut în America, în care a lucrat foarte mult, în care a vizitat universități, a expus, a venit acasă un an de zile, n-a făcut nimic. Apoi, dacă aia nu-i depresie, dragule? Ah. Sunt atât de bine acum, că nici nu mi am mai, mai amintit. <laughs> Iartă-mă Dorinda, un <laughs> nu puteam, an jumate am fost Nu puteam fost să acolo. te las să crezi că n-a trecut prin așa ceva. Și tocmai că ele toate reprezintă uh, fazele prin care a trecut. Obsesia lui de a lucra, uh, timpul care îi se pare și astăzi că nu-i destul. Vine acasă seara la 10 și zice, așa a trecut timpul, n-a făcut nimic astăzi, nu știu cum trece timpul. Uh, jocul e, e extraordinar pentru el, uh, dar între... și e, adevărul eu aici, am, asum acest lucru, că eu i-am sugerat să pună la oaltă începutul carierei cu lucrările pe care le-a da. păstrat și care arată zbaterea lui în forma în care a fost și nu, nu pot să spun că a durat un an sau că a durat mai mult, dar cu ce puteți rămâne ca uh, uh, încurajare e că nu-și mai aduce aminte. <laughs> Cum ieșim de acolo, nu știm. Uh, unii poate trebuie să iasă uh, uh, schimbând profesia, alții poate trebuie să iasă schimbând ceva în viața lor, alții poate trebuie să ajungă la medic ca să poată să schimbe ceva. Dar această luptă la anumite momente ale vieții, fiecare le avem și uh, uh, mi se pare foarte important să recunoști lucrul asta. Iubito, mai scos. Mulțumesc foarte mult! Celor care sunt necăsătoriți, aveți un exemplu că merită să te căsătorești. Dorin, drag, o altă dezvoltând numai un pic ah. ce, ce a spus Rodica, după epuizarea aceea enormă din America, unde într-un an am făcut 52 de sculpturi, am predat la studenți, am învățat, am ținut prelegeri pe Costa de pe la diverse uni universități. Am venit acasă și am fost într-adevăr zombi vreun an și ceva. Nu știu cum am ieșit, dar mi-aduc aminte de un singur lucru, că eram așa de zombi, încât tatăl meu a venit la mine și a zis, bă copile, eram deja un căsătorit și cu copii la rândul meu, dar eram copilul lui. Și m-a întrebat așa, mă copile, unde ți-e credința? E foarte tare ce m-a învățat. Zice, nu vezi că viața e tot un deal, șovale. Un deal, șovale. Și, și când ești pe deal, nu te fuduli. Pentru că urmează valea. Dar nici când ești în vale, mi-a zis tatăl meu, drag, nu dispera că te va scoate Dumnezeu în vreun fel sau în altă fel. Deci rețetă nu am, dar experiența am. Mulțumesc, Rodica. Te rog. Da, să te audă, mai ales să te aud eu. În primul rând, felicitări. Cum ați știut că e mai mult de un hobby? Că? E mai mult de un hobby și asta e vocația dumneavoastră. E o întrebare foarte tare și foarte importantă. Aici a fost unul dintre harurile mari ale lui Dumnezeu pentru viața mea, pentru că eu din totdeauna am știut că sunt artist de copil. M-am născut la țară, cum v-am povestit, acolo nu era nici muzeu de artă, nici galerie, nici bibliotecă, nici nimic. Părinții când le-au confiscat comuniștii terenurile și vacile și caii și hamurile și tot, fiind oameni cu Duhul Sfânt în ei, oameni înțelepți, agricultori, dar foarte înțelepți, au priceput vremurile. Și apropo, una din cele mai mari înțelepciuni ale omului este să, cunoască, să cunoască vremurile în care trăiește, adică caracteristicile generației lui. Și părinții mei au priceput că-i bai la țară. Și atunci au zis o vorbă extraordinar de înțeleaptă, extraordinar și o decizie. Au zis, pentru că nu le mai putem oferi pământ celor trei copii ai noștri, ne vom muta la oraș și le vom oferi carte. Și așa, iată-l pe Liviu Mocan, un. Puiuți de 6 ani jumate, întrebat de părinți, pentru că aici au dovedit o a doua înțelepciune extraordinară, ne-au întrebat pe fiecare dintre copii ce ți-ar place să faci în viață, ce dorești să faci în viață, ca să te ajutăm să devii ceea ce, ce vrei, să-ți împlinești propriul vis. Foarte interesant și foarte sănătos, pentru că de, obi de obicei, de multe ori părinții în drumă, copii, fă medicină, fă că acolo sunt, sau fă inginerie, că acolo, de acolo vin bani. Dar părinții au zis, probabil având toată perspectiva asta de care v-am vorbit în seara asta, că Dumnezeu dă daruri. Și copilul e important să-și descopere darurile primite și să meargă pe direcția aceea, că atunci va fi fericit. Ei, copilul ăla de șase ani jumate întrebat ce ai vrea să faci în viață Venind dintr-un mediu acultural, închipuiți că a zis, vreau să fac artă. De unde a venit treaba asta? Nu de la mine, e clar că mi s-a dat, știi. Și așa m-au pus părinții în toate școlile care, de artă care existau pe vremea regimului comunist, școala mică de artă, liceu de artă. Apoi am făcut Universitatea de Artă și studii postuniversitare de artă în străinătate, dar m-au pornit pe, pe direcția asta. Și, dacă mai spun ceva, atunci, care se leagă foarte direct de asta, terminasem liceul de artă și atunci l-am primit pe Dumnezeu în viața mea. Aveam 21-22 de ani. Și în momentul în care a venit în viața mea, am zis, Doamne, ce vrei să faci cu viața mea? Am făcut eu artă până acum, că așa, așa mi-a venit mie, dar n-am convingerea că tu vrei să fac. Și pe vremea regimului comunist, creștinii cei mai atacați erau pastorii. Pastorii, pentru că orice vârf ieșa în societate, ei îl anihilau ca să poată controla masele. Și atunci, pentru că eram creștin și cu formație artistică, l-am întrebat, vrei să fiu pastor, că mă bag la maxim ce pot ca și creștin, sau mă vrei artist, cum că m-ai format până acum. Și n-am înțeles răspunsul la întrebarea asta nicicum, tot îl întrebam și tot nu pricepeam, și atunci l-am rugat să-mi răspundă într-un mod foarte, foarte concret, genul acela cu lâna, cum îl chema pe Gedeon, mulțumesc, Gedeon, Doamne, să fie foarte clar, pun o lână pe câmp, totul să fie uscat, în jur dar lână să fie udă, adică să fie foarte clar și atunci voi ști. Deci un semn de genul ăsta am cerut eu, în ce a constat? Am zis, Doamne, știi cum facem ca să pot pricepe și eu? Am să mă duc la doi oameni importanți în România, din punct de vedere spiritual, și am să le pun întrebarea asta. Sunt tânăr? Nu știu ce să fac cu viața mea, să devin artist sau să devin pastor. Și, Doamne, am să le pun întrebarea asta la amândoi și ce te rog pe tine este ca amândoi să-mi dea același răspuns. Na, acum, stupizenia mea e că m-am dus la doi pastori. De? Ca ăia să-mi spună ce, ce să fac. Și unul dintre ei era Iosif Țon, celălalt Liviu Ola. Iosif Țon, ca strategie de, de viață, e, era, nu știu dacă mai e, să facă pastori. Dovadă că el a înființat Institutul de la Oradea ca să facă pastori. Și eu mă duc să-l întreb dacă nu mă fac artist, știi? Și a stat omul ăsta și m-a ascultat și mi-a zis, artist. După câteva zile m-am dus la Oradea, că asta era la Ploiești, m-am dus la Oradea, la Liviola, și am pus întrebarea la care el mă întreabă la rândul lui, ai mai pus această întrebare cuiva? Și l-am mințit. Am zis Nu. Și, da, e o seară de mărturisiri completă. <laughs> 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 și el mi-a zis, artist. Din momentul ăla, nu mă mai interesează nimic. Așa de serios l-am întrebat și atât de concret, cât am convingerea că Dumnezeu m-a chemat, să l slujesc pe el și să slujesc cu oamenii în acest fel, încât nu m-am mai apătut nici la stânga, nici la dreapta, cu toate că am avut oferte strălucitoare pe alte domenii. Am refuzat de fiecare dată, pentru că asta e chemarea mea și vai de mine dacă nu o fac. Toni. Liviu, vreau să te întreb, din lucrările tale se vede credința ta, se vede relația ta cu Dumnezeu, uh, lucrările tale sunt mărturia ta și aș vrea să te întreb dacă uh, ți s-a întâmplat și poți să ne împărtășești măcar o experiență în care cineva, văzând lucrările tale sau discutând despre lucrările tale cu cineva, ți am mărturisit că s-a apropiat de Dumnezeu sau că l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod personal prin asta? Cât de veche vrei să fie mărturisirea asta? Pentru că ți-o dau pe cea de astăzi. Urmează să plecăm cu Rodica, cu ajutorul lui Dumnezeu, la o conferință în Polonia, mâine dimineață. Așa că am dus mașina la verificări tehnice și Uh, ne-a aranjat-o, ne-a spălat-o, putem pleca mâine dimineață. Și când să merg să fac plata, doamna de acolo, care e patroana acelui uh, uh, atelier mecanic, a început să plângă. A zis, Domnule, când ați mai fost pe la noi, mi-ați lăsat un catalog și am văzut acolo tot felul de lucrări, dar le-am răsfoit așa. Dar după aceea zice, am ajuns acasă și m-am uitat la Decalog, ca subtitlu, cele 10 porunci, se cheamă Mâinile lui Dumnezeu și este în proprietatea lui Nicu Căpușan la Sun Garden, după cum v-am arătat imaginile la început. Ei, Femeia aceasta zice: Când m-am uitat acasă în liniște, am început să plâng. Pentru că vedeam ce mici suntem noi oamenii și cât de mare e bunătatea lui Dumnezeu. Mâinile acelea înalte care te protejează și te cuprind, mâinile de părinte. Nu venea să cred. Plângea și în timp ce îmi povestea. Încă tot, 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 tot trebuie să o iau în brațe, și am stat așa un, un pic împreună, plângând împreună. Eu de bucurie că Dumnezeu folosește și jucăriile mele, și ea, pentru că a simțit ceva cu inima din realitatea asta a relației ei cu Dumnezeu. E destul de recentă. <laughs> acum câteva ore a fost de fapt. Cred că întrebarea ce se pune acum este plecăm acasă. Dacă mai este vreo întrebare, să vă rogăm să. Uite, aici, doamna Voichita. Da, 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 să și prietenii. Eu. Aș începe prin a mulțumi lui Dumnezeu. Un pic mai aproape, că nu așa. Așa. Pentru că am avut un dar extraordinar. Acest dar ni l-a dat Dumnezeu prin David. David e băiat, unul dintre da, copiii noștri. Pentru că am avut o soartă asemănătoare prin căsătorie. Și eu am căsătorit cu un inginer. Și știu cât este de important să fie apreciat. Am fost profesoară de desen, deci aș fi vrut să pictez foarte mult, mai ales la început, când am terminat facultatea. Dar greutățile au fost foarte mari și nu reușeam niciodată să satisfac și eu această... Și era foarte binevoitor, nu puteam să zic că nu. Dar nu era nici timp, nu era nici loc, mai ales loc, nu aveam un atelier și îmi părea foarte rău. În fiecare zi îmi regretam că nu pot să lucrez. Pentru tine a fost o mare binecuvântare că ai avut o soție care a luptat atât de mult, mai mult pentru tine decât pentru ea, după cât se vede. Ea crescând copiii și ăsta te-a scutit, cred că foarte mult, și vă felicit pentru familia extraordinară, pentru talentul care îl ai, pentru copiii care ai educat într-un mare fel minunat și <coughs> văd în deci Dumnezeu așa cum de la fiecare om de câte un dar sub formă de aripi, să zicem. Unii nu știu ce să facă cu ele și le lasă deoparte, alții zboară, așa cum ai făcut tu. Și ceilalți care zboară pe jumate și așa. Tu ești din cei care ești dăruit foarte tare de Dumnezeu. Modernismul care îl ai, deci nu este ceva ca și la greci, că perfecțiunea perfecțiunii corpului omenesc, care era măsura tuturor lucrurilor. Prin aceste... Imagini care le dai tu, moderne, pot să stea în orice palat, în orice casă, pentru că sunt de o calitate extraordinară, își bucură sufletul. Îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai dat. Mulțumim! Eu mulțumesc. Și, și poate că cu această mulțumire sau caracterizare am putea să încheiem seara. Dacă mai este o întrebare din sală, uite-te acolo, în spate, te rog. Și apoi vom încheia. Felicit, Felicit și eu pentru lucrări. Voiam să vă întreb dacă... Acum vă uitați peste an, după ce ați spus că de mai mult timp ați făcut seria aceasta... Dacă aveți lucrări pe care le-ați face altfel acum, sau dacă regretați vreo lucrare pe care ați făcut-o sau ați schimbat-o? Adică, de exemplu, seria aceasta cu beța la el, dacă ar fi să o recreați acum, ar fi diferită de ce ați făcut în 1997 sau când ați finalizat-o? Da, ar fi foarte diferită. Ar fi cu totul altceva. Pentru că. Încerc să fac ceva ce înțeleg ca principiu de viață, și anume, încerc să nu fac de mântuială. Dacă fac ceva, încerc să o fac bine. De aceea fac și un singur lucru ca profesie și pe la încerc să-l fac foarte bine. Deci fac numai sculptură, nici în domeniul artei, nu mă bag în pictură sau grafică sau ceva. Încerc să fac un singur lucru să-l fac bine. Ce înțeleg eu este că în momentul în care mă concentrez pe un singur domeniu și apoi pe o lucrare cu tot ce sunt în stare, cu maximum, nu să am atitudine, a, las că e bine și așa, important e să se vândă sau să fac un ban sau las că nu se vede partea asta din lucrare. În momentul în care a, aș face mai puțin decât maximum cât pot eu, că și eu am limitele mele foarte clare, sunt sculptori infinit mai mari decât mine și mă bucur pentru ei, mi-a atâta, mi s-a dat. Dar atât cât mi s-a dat, încerc maximum. Și atunci ce se întâmplă este că dacă de fiecare dată încerc maximum, este că. Îmi depășesc limita. Și data viitoare, prin experiența ce am câștigat-o astăzi, dând maxim, data viitoare voi putea un pic mai mult. Și aici e formidabil că Dumnezeu e interesat, în primul rând, de noi, nu de ceea ce facem. Dar ne face pe noi prin ceea ce facem, prin ce muncim. Dacă facem excelent, indiferent ce profesie aveți, indiferent. Nu asta contează, nu trebuie să fie artiști. Doamne ferește să fie lumea plină cu artiști. Sunt destui puțini, foarte puțini și așa spre prea mulți. Dar ne-a pus pe fiecare într-un loc să facem ceva pentru lumea asta. Și fiecare în locul în care e pus poate fi sare și lumină. Dar atunci ne dezvoltă Dumnezeu când dăm lumina maximă ce e în noi, că data viitoare dă potențiometrul la mai mare. Ca să putem lumina mai mult, pentru că suntem capabili cu un pic mai mult mâine, indiferent în ce profesie ai. Încearcă excelența. Știți care e una dintre problemele foarte grave ale gândirii contemporane? Mediocritatea. E bine și așa. Mai ales la noi, la români, e ceva catastrofal. Las că e bine și așa, o lăsăm pe mâine. Că mâine ori nu mai trebuie, ori se rezolvă. Nu, domnule, dacă ți s-a dat să faci ceva în profesia ta, indiferent ce este aia, un șurub, fă excelent. O rețetă, că am înțeles că sunt farmaciste pe cu atenție, cu grijă, cu iubire de pacientul ăla, de bolnavul ăla. Fă, fă maximum. Deci, au trecut zeci de ani de când am făcut seria asta. Sper că am crescut profesional măcar un pic. Mulțumim, Liviu. Mulțumim pentru seara aceasta. Nu sunt mulți artiști, nici nu e nevoie de mulți, zicea Liviu. Oricum îi înțelegem greu, de multe ori, dar arta vorbește, este un limbaj cât se poate de actual și eu zic de profund, dacă știți să o privești. Mulțumim foarte frumos pentru confesiunile din seara aceasta, Liviu.